Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, și bineînțeles, de fiecare dată vă aducem câte un invitat special. De data aceasta vă propunem să intrăm în teritoriul miraculos și atrăgător, se știe, pentru totdeauna, indiferent de epocă și de țară, în teritoriul muzicii. Muzica fermecătoare, că există și o muzică a terei, o muzică a pământului, pe care am avut ocazia odată să o ascult și poate invitatul nostru o să ne confirme. Muzica cu atâtea tonalități diferite, sigur, trebuie să fie privită de fiecare dată exact în esența și subiectul respectiv. Asta încercăm să facem și noi în minutele următoare, pentru că v-am promis, am un invitat special cu foarte multe mărturii din două țări. Aș putea spune că este cunoscătorul a două culturi, a trăit într-o cultură și a revenit în cultura românească, dar muzica a rămas ca un palier de suflet, un palier de profesionalism, de permanență pentru existența sa. Deși e foarte tânăr invitatul nostru, are multe, multe de spus, multe succese, și m-aș grăbi să îl prezint așa cum este el cunoscut, ca muzician care compune și nu numai muzică, deci compune muzică și nu numai, redă, interpretează, produce, începând de la videoclipuri și până la piese care devin, prin orchestrarea domniei sale, devin cunoscute. Nu vă putea cuprinde toate aceste, să le spunem, valențe ale talentului său, dar în parte ceva vom reuși să arătăm. Timișoara e bogată din punct de vedere muzical, Banatul are o tradiție în acest domeniu, așa încât orice element nou este un plus, un plus adus în acest domeniu. Bine ați venit, domnule Ovidiu Dodo Moldovan, așa sunteți cunoscut. Da. Așa sunteți cunoscut. Vreau să încep în mod abrupt. Am spus că sunteți cunoscător și trăitor în două culturi. Haideți să și precizăm. Păi, eu m-am născut în România. În România v-ați născut, la Bistrița. Da? Deci sunt ardeleanca. Așa. De origine. Când ați plecat? Am plecat fix după Revoluție, că s-au deschis granițele, așa țin minte, da? și am ajuns în Danemarca. Dar ați avut atunci câțiva ani. Da, am trăit, am avut, cred că șase ani. Deci am făcut grădinița aici, mai țin minte. Ați făcut grădinița aici? Da. Deci s-au pus niște baze. Da, aici s-au pus niște baze din fericire. Și v-ați dus în Danemarca cunoscând deja limba română. Da. Pe care n-ați uitat-o. Am uitat-o cât de cât, adică cred că o să se vadă și aici la emisiune, da? Dar am recuperat de când. Ați recuperat, da, bine, cât de, da, cât. Bine, și în Danemarca am înțeles că ați locuit vreo 25 de ani. Păi da, am locuit până la vârsta de 31, cred. Da, deci toată tinerețea, perioada de pregătire, da, școlară, studiile. Studii, liceu, facultate, acolo am făcut. Extraordinar. Păi mi se pare formidabil. Stai să ne oprim puțin. Să faci un liceu și să faci și facultate, da, într-o altă limbă, adică daneză? Acum, nu a fost greu. Am fost totuși 6 ani. Se zice că înveți o limbă mult mai ușor. Și ați învățat-o ușor, da? Da. Adică, nu. Că nu, totuși, noi suntem cu o limbă romanică. Asta nu e o, da, limbă romanică. Nu. E o limbă scandinavică. Nu v-a fost greu, că nici nu v-a spus problema la 6 ani, no, cât e de greu. O înveți, no, și gata. Da. Și cu scrisul, la fel? Da. Adică, evident, a venit la școală. Și atunci, liceul, facultatea au fost de la sine. Da. Firește, așa. Da. Da. Păi, să ne oprim puțin, că
Mi se pare foarte interesant. Cum e să fie elev de liceu în această țară scandinavă? Sunt alte norme? Da. Alte norme. Pedagogia este un pic diferită. Poate diferența prin care văd printre România și Danemarca, mai ales pe planul ăsta educațional, este că acolo cumva se inspiră un pic gândirea un pic mai liberă, gândirea critică, trebuie să poți să interpretezi, trebuie să poți să vii și tu cu ceva, nu doar să absorbi informații. Și aia este evident o parte din orice curriculum, dar deci cumva dezvoltă personalitatea elevului și munca în grup, cum ar fi. Așa merge, da. Da, adică trebuie să poți să funcționezi în circumstanțe, în orice circumstanță socială, să poți să lucrezi cu oameni. Și asta se prioritizează foarte, foarte mult în școlile din și facultățile și liceele. Și va orienta sau îi orientează încă din liceu spre anumite facultăți, pentru că dezvoltând aceste paliere de care vorbiți, sunt niște vectori importanți și își pot da seama părinții, educatorii, cam în ce domeniu ai fi potrivit. Se specializează mult mai devreme, acolo. Adică deci dau seama cam unde. Se ia în considerare fiecare capabilitate la fiecare elev și cumva se fac niște, să zicem, niște secțiuni în instituții care cumva să nu trebuiască să înveți de toate și să fii bun la de toate, că dacă încerci să fii bun la de toate, nu prea o să reușești. Așa. Fiindcă sunteți în domeniul muzicii, din ce perioadă s-a constatat că acesta e drumul? Păi eu nu am făcut educație formală, adică muzică, eu n-am făcut conservator acolo. Eu am făcut în regim particular, am făcut un curs după ce am terminat după ce am terminat clasa a 10-a, pentru că în Danemarca se face 10 clase. 10 clase, da, în școala primară și după aceea se merge la liceu. A, după aia se merge la liceu? Da, 9 sau 10, poți să alegi. Și în a 10-a, că în clasa a 10-a îți schimbi școala și acolo poți să alegi gen un profil de muzică, un profil. Eu am ales profilul de muzică și am făcut o clasa a 10-a de gen pe profil. Și atunci liceul câți ani are? Câți ani se studiază? 3 sau 4. 4, depinde, da, probabil, depinde. Eu l-am făcut la seral. Nu din cauza că am rămas repetent sau ceva, dar am vrut să fac cu adulți. Și n-am vrut să fac cu tinerii, da, cu copiii de vârstă. Da. Și foarte interesant. Și v-a dat această posibilitate. Da, aveți, se poate acolo. Poți să faci la seral, pur și simplu, că din cauza că vrei să faci cu adulți. Cu adulții. Da. Dar materia e aceeași? Da, materia e cât de cât aceeași. Aceeași, da. Și atunci facultatea a fost? Facultatea, cum am zis, am făcut muzică tot timpul în regim particular, să zicem așa. Așa, adică paralel. De la vârsta de 7 ani și 8. O, de la 7 ani ați început? 7-8, da, am început cu pian. Ați început cu pian? Asta voiam să întreb, cu ce instrument? Da, am început și ați continuat cu ce? Păi am început cu pian, am făcut pian clasic vreo 2 ani, nu prea mi-a plăcut. Nu că nu mi-a plăcut, că nu pot să zic că nu mi-a plăcut. Nu. Dar mi-am dat seama, sau maică mea, că cu ea am crescut, și-o dat seama foarte, foarte devreme că eu n-ar trebui să interpretez muzică, ar trebui să fac muzică. Mi-a plăcut tot timpul să compun. Să compui. Da, da. Foarte interesant asta. Și plăcea să... Și imaginația copilului imediat se observă și lucra. Da, și atunci conservatoriu poate nu a fost cel mai potrivit pentru mine. Mult mai degrabă trebuia să mă specializez, să fac educație așa prin mai segmentat, să iau un curs de producție muzicală. După ce am trecut la pian, la linia de jazz, și după ce am trecut la ceva compoziție, după ce am făcut niște, cum se zice, niște workshop-uri de text, și după aceea tot am cumva... Asta era linia care... Păi nu a fost neapărat o linie, tot m-am încercat să mă specializez. Da, adică... dar tot în direcția asta, că ați simțit că asta vă este compoziția. Și facultatea cumva am ales-o mai mult din să fiu cât de departe de muzică posibil și m-am dus la istorie. Ați studiat istorie? Da, aia a fost prima
aici, în Danemarca se dă posibilitatea să faci, gen cum în state, cu un major și un minor. Adică ai o materie principală la licență și mai ai încă o materie... Totdeauna așa e, dar în America de Nord de la fel. Da, și am făcut istoria și nu știu exact, mi-a plăcut, să zicem, poate asta a fost încă o pasiune, un hobby, să îmi plăcea, fiind crescut în două culturi, totdeauna m-a fascinat de ce, să zicem, oamenii sunt diferiți, de ce fiecare cultură are amprenta ei. Și e într-adevăr o tentație să cunoști și din punct de vedere al istoriei, deci studiind istoria, evoluția celor două culturi, celor două popoare. Și cumva poate prin toate crizele de identitate, pentru că inevitabile ai, undeva că vii dintr-o cultură străină, te așezi acolo. Tocmai asta voiam să vă întreb. Da. Când ați conștientizat că vă lipsește sau că sunteți din altă parte a lumii, că vi-e dor eventual? Păi, au fost anumite momente. Eu veneam aici în vacanțe. Maică-mea și taică-mea fiind despărțiți. Veneați. Taică-mea a rămas aici, veneam în vizită. Da. Și totdeauna m-a fascinat să fiu aici. Mi s-a părut cumva așa din punct de vedere că până fiind și pasionat de estetică, așa că mi s-a părut o țară frumoasă, adică o țară cu muzică frumoasă, cu femei frumoase, cu tot ce înseamnă frumos. Da, tot ce înseamnă frumos. Un artist atras de partea frumoasă. Da, și dacă poate să fie un pic superficial, dar tot frumos este. Ce frumos. Asta ați simțit? Da. E o mărturie foarte interesantă de artist. De fapt, structura de artist v-a îndemnat totdeauna spre partea frumoasă. Că artiștii sunt chemați spre frumos, nu? Da. Ei, muzica, în mod special, care, cum vorbeam noi înainte de emisiune, conlucrează oarecum cu perfecțiunea. Da. Muzica conlucrează cu perfecțiunea. Sigur că include partea frumoasă a lumii, a existenței. Și se simte și modul în care, poate nu doar muzica, dar toată, să zicem, cultura estetică se manifestă în diferite culturi. Și se pare mult, întreb acum comparativ, mult mai diferită? Adică diferită în sensul că sunt foarte multe modalități de expresivitate artistică, nu doar muzicală, în România. Da, este diferit în orice caz. Este mult mai, să zicem, mai potrivit de climă și de viața socială, care în Danemarca este fix invers, să zicem. Invers, da. Și atunci muzica e foarte diferită acolo. Să nu spuneți că e monoton acolo. Este. Am nimerit cuvântul. Da, este foarte, foarte monoton. Pe cuvânt. Da, probabil. La noi, într-adevăr, fiecare regiune, dar de fapt aproape fiecare localitate rurală are o tradiție în care există un ce, un ce personal, un element de identificare culturală validată de timp, de epocă, de istorie, că sunteți istoric, știi? Da. Asta acolo nu prea? Nu, danezii sunt mult mai omogen, că e cuvântul, ca popor. Da. Nu-i diferență. Mie mi s-a părut când veneam în România, înainte să mă mut aici, că și mai călătoream, am avut șansa să călătoresc așa să-mi descoper țara de origine. Așa. Și mi se părea că sunt țări diferite. Dacă mergi, sunt diferite, într-adevăr. Da. Și e de apreciat. Mi se pare că pe anumite planuri cumva este și un dezavantaj, evident, dar pe de altă parte este interesant, iar este frumos. Frumos. Da. Dacă ne gândim că sunt atâtea studii care dovedesc ceea ce spuneți, că e vorba de etnografie, că este vorba de dansul popular atât de diferit, că e vorba de costumație, că e vorba de ritmarea muzicală propriu-zisă. Toate acestea nu pot fi contestate. Da. Încă se mai păstrează și cred că asta va
v-a determinat să le includeți în această sferă extraordinară numit frumosul? Da, exact. Pentru frumos. Că frumusețea este și diversitatea. Asta cumva, și diversitatea. Asta cred că în timpurile astea poate mai uităm din când în când, că tot încercăm să ne găsim o identitate națională și noi o avem nici colea. Și noi avem nici colea și poate ar trebui să apreciem faptul că nu avem, că poate să fie și un avantaj. Așa cum au făcut și americanii, de fel, nu? Că ei au învățat cumva să folosească diversitatea lor pentru o putere, să zicem pentru, așa. Pentru, chiar se mândresc cu, da. Cu așa ceva, da. Nu? Cu diversitatea. Noi încă nu am ajuns, cred că, să ne mândrim încă, dar cred că mai este timp. Și cred dacă, că, dar nu cred că avem de ales. Dacă mai păstrăm, așa cum încă s-a reușit, elementul acela de identitate, de tradiție, da. Să zicem, la modul general, da. Tradiție, nu? Da. Deci asta v-a frapat. Încă nu mi-a mărturisit nimeni așa, da. Ceea ce spuneți. O iau drept o mărturie de artist și de tânăr care vibrează cu locurile natale. Da, într-adevăr. Interesant. Și ați folosit la ceva studiile de istorie revenind acasă. Acum suntem aici, ați revenit, totul e frumos, ați fost primit cu bine, cu brațele deschise, sufletește, cred că da. Da. Ați găsit și formula de integrare profesională? Mult mai, da. Asta a fost cam probabil lucru care m-a atras cel mai mult, da? Aici. Da? A fost în domeniul meu sau cred că în orice domeniu în care aș fi putut să mă desfășor comparat cu personalul, da? Da. Cred că mi-ar fi și mie este mai ușor în România. Sunt probabil unul dintre puține cazuri care mi-a fost mai avantajos să vin aici ca să fac activitatea. Și da, dacă spuneți asta, este extraordinar de interesant. Acolo, cu muzica, da. Pe care ați învățat-o de la 7 ani și ați trăit-o zi de zi, cu facultatea de istorie, ce puteți profesa, mai ales în muzică? Păi, aia e că pe lângă facultatea de istorie, după ce am făcut încă o licență, cum am zis că au și major și minor. Ați făcut, da? Da, în producție, film, în TV. În producție, film, TV, da. Da. Ați fi putut lucra într-o televiziune? Da, am încercat și să zicem că probabil aici când m-ați întrebat ce provocări se mai întâmplă și acolo, da, am încercat și să zicem că nu am avut posibilitățile din cauza că nu sunt danez. Deci, da? Da. Da. Aveați un accent? Nu. Nu. Aveam un nume. Un nume străin. Adică la mod direct trimiteam niște aplicații de job după ce am terminat și facultatea și eram destul de bine calificat, să zicem așa, și în momentul nici măcar nu primeam răspuns, dar am încercat câteodată să-mi schimb numele într-un nume danez doar așa și nici măcar nu m-a primat la interviu, mi-a dat jobul direct, dar nu puteam să-l iau că nu era numele meu. Doar să încerc. Extraordinar. Și asta nu ce încercare, da. Da, asta nu e cumva să pornesc aici o discuție despre ce e acolo, pentru că Danemarca este o țară fantastică și apreciez faptul că am crescut acolo. Dar ca orice țară are, să zicem, dezavantajele sau defectele. Categorii. E egal că nouă ni se pare ca și cum că ar fi modelul scandinav este raiul pe pământ, dar și acolo se întâmplă niște chestii pe care le-ați trăit, ca să nu intrăm în detalii. Da, da. Ne-a cucerit cuvântul pe care l-ați rostit, frumos, deci totul e frumos și bine, v-ați găsit modalitatea prin care să vă exersați profesia, chiar pasiunea, că muzica aici este vorba de pasiune, nu vă obligă nimeni, putea să fiți profesor de istorie și nu muzician, n-ar fi funcționat. Dar nu e cazul. Cunoașteți, în schimb, cred, istoria muzicii, ceea ce e foarte, foarte bine. Da. Trecem la acele câteva, că numai câteva spuneam că putem lua în considerare aici, așa, în vizor, câteva dintre aceste culoare
muzicale în care absolut vă exersați cu succes. Da. Producție, compoziție, da. Ați avut și o trupă, am înțeles. Am o trupă. Cânt. Aveți încă o trupă? Da, cânt într-o trupă. Nu e a mea, dar... A, da? O trupă? Cum se numește? Mary Lise. Cânt... Mary Lise. Da. Da? Și acolo aveați o trupă? În Danemarca? Da, am mai avut așa o trupă unde mai mult așa prietenește, unde ne-am mai distrat noi pe niște... fără multe spectacole, da? Da, da. Aici trupa în care cânt acum este, să zicem, pe plan profesional. Pe plan da. Profesional, da? Da? Aveți spectacole. Da, și spectacole și evenimente și tot ce se poate. Extraordinar, trebuie să reținem. Și profilul muzicii pe care o interpretați? La muzică ușoară. În trupă, da, muzică ușoară. Da, da. Bun, diversă. Foarte, foarte frumoasă veste, da. Ne dați foarte bună veste. Și la producție? La producție este... activitatea principală a fost de când mi-am deschis studioul de înregistrări. Asta a fost în 2017-18. Producție, practic, ce înseamnă? Vine un iubitor de muzică, da. Să zicem că are și puțin talent, să zicem, dar nu, da, are, ar nu trebui, știu, da. Da, nu are nu știu ce studii. Da? Cum îl ajutați? Păi, în primul rând, mă uit dacă el se poate ajuta singur. Asta e cam cel mai important lucru. Uh-huh. Noi ne uităm tot timpul când trebuie să evaluăm talent, că și asta este un talent. Pe lângă talentul nativ sau să nu fie nativ, vedem talentul ăsta de a ști să aplici talentul tău în domeniu. În această lume plină de concurență. Da, deci cu câte mai multe resurse ai, nu vorbesc doar de financiare, vorbesc de mentale, emoționale. Categoric, să te arunci, e un fel de luptă, da. E un teren de luptă. Și cât de bine lucrezi, iară, specific, apropo, lucrezi cu alții, pentru că există, cunosc foarte mulți oameni talentați, dar care sunt foarte dificili și nu ajung nicăieri și ei nu știu de ce, dar... Deci n-au această posibilitate de comunicare? Da, da, și inteligența emoțională care lipsește. Astea cumva trebuie un pic dezvoltate înainte să, cred că înainte să poți să te îndrumi într-o carieră profesională de muzică. Pentru că o să lucrezi cu oameni și o să lucrezi cu oameni pe care nu ești de acord cu ei și o să lucrezi cu oameni care ei nu sunt de acord cu tine și o să lucrezi cu oameni care sunt dificili și atunci trebuie să știi să gestionezi toate astea, să nu te atașezi de... eu totdeauna zic asta la mulți artiști cu care lucrez sau clienți care vin la studio, e să nu te atașezi de piesele, de muzica în sine. Știu că sună un pic ciudat. Atașează-te de tine ca artist. Pentru că o piesă nu-i grea să o faci, mai ales în domeniul meu. Aia vine ușor. Te pui la pian și compui o piesă și pui niște tobe și faci acolo ceva șmecherii și o să sune bine. Ce-i greu e cumva cum să te prezinți și să te promovezi ca artist și cumva să faci piesa care omul când o ascultă în primul rând să fie echilibrul ăla fiind printre, da, într-adevăr, e ceva ce se potrivește, are contemporanitate, nu știu, da, dacă există. Contemporanitate, da? Ziceți, da? Bine, da. Adică are toate elementele cumva ca să se poate fi plasat în timpurile noastre, dar în același timp are și ceva nou. Ceva personal. Deci n-are voie să fie, da, deci n-are voie să fie nici prea experimentală, pentru că totuși lucrez în domeniul de muzică pop. Deci nu poate să fie nici prea experimentală, nu poate să fie nici hai că fac o piesă ca să fac bani pentru că am auzit că astea prind. Aici e jobul meu, să zicem, ca producător, cumva să ajut artistul să găsească echilibrul ăla fiind printre ce vrea el să facă și ce știu că o să prinde sau i-ar, da, face bine. Da. Foarte, mi se pare foarte sensibil. Da. E o linie sensibilă pe care o accesați. Da. În lucru, în munca cu cel care își dorește să intre, să prindă teren în această, da, luptă, spuneam, că e o luptă, chiar dacă vorbim de artă, e o, da, luptă de identificare, că dacă rămâi un anonim, nu ești mulțumit ca artist. Ca artist vrei să fii văzut, aplaudat, să comunici ceva celorlalți. Și dacă ceilalți nu receptează, e ca și când
Ai nevoie ca muzica să fie ascultată. Dar în același timp, dacă îți vinzi toată integritatea pentru un succes care probabil o să fie pe termen scurt oricum, nici cu asta nu sunt de acord și încerc să descurajez și așa. Mi-a spus că ați avut și elevi de la liceul de muzică pe care i-ați îndrumat? Nu. Eu am, când am venit în România, m-am prin anumite circunstanțe am ajuns să mă angajez ca profesor de pian și canto. Ați fost profesor de pian? Da. Că eu am venit așa, spontan, două săptămâni și ne-am decis, să ajung aici. O hotărâre. Am întâlnit niște prieteni foarte buni cu care încă sunt în legătură din Timișoara și pe aceea mi-au zis, hai cu noi, ce se face acolo, muzică, am venit. Și ați venit? Da, și am venit aici. Domnule, dar ce puternic poate fi un cuvânt al prietenilor. Da. Prietenia e rară. Da. Mare lucru că ați întâlnit prieteni adevărați. Vă doresc să fie de cursă lungă. Este. Bravo. Da. Frumos. Și m-am angajat și cumva toată fundația, să zicem, studioului a fost pe baza de niște talente pe care le-am recoltat de acolo, de când erau mici. Ați referat niște talente? Da, adică am lucrat mici cu ele ca prof de canto, ca prof de pian și încet cumva am început să experimentez cu niște înregistrări și cumva fundația muncii mele, cumva e foarte, foarte, o mare parte din ea e bazată pe ele. Deci toată lumea mă întreabă cum pot să ajung și eu să fiu producător și am zis și totdeauna răspunsul meu, lucrează cu niște oameni buni, pentru că ca producător sau ca compozitor ești la fel de bun ca oamenii cu care lucrez, cam asta e. Ei m-au clădit la fel de mult cum le-am clădit și eu pe ei. Deci vreți să spuneți că această colaborare a fost complementară? Toți artiștii cu care am lucrat în parcursul timp, mai ales ăștia care sunt de mai mult și care au fost cu mine de la început, și au devenit artiști poate cunoscuți. Da, și au cariera lor. Au carieră, da. Cum am zis, fără ei eu nu eram unde fără sunt. Ei, da, asta puțină lume ar spune. Fără artiștii pe care i-ați îndrumat, dumneavoastră n-ați fi atât de mulțumiți, să zicem, și de important. Da. Și ei vor spune la fel, că fără îndrumarea dumneavoastră nu se putea. Nu pot să vin acum să spun. Eu sunt... O colaborare complementară. Da, păi tot timpul. Tot timpul da? O să fie o colaborare. Totdeauna. Da, da. Alea e cele mai bine. Există și, să zicem, cazuri în care cineva vine, apelează și ar dori, îi place. Da. Poate are și o sclipire, dacă îi place, înseamnă că are o sclipire de talent. Da. Dar n-are datele necesare despre care spuneați. Da. Datele necesare de a învinge în acest areal plin de ambiții, de intervenții obscure, că se întâmplă și așa ceva, da, de talente majore de care te poți lovi sau oameni fără talent. Da. E o luptă permanentă. Eu totdeauna spun la toată lumea care ce vrea... faceți cu personajul respectiv? Păi, în primul rând le spun adevărul încearcă, dar nu se știe dacă. Nu, le spun adevărul că vor să facă parte din cea mai competitivă industrie din lume. Și asta este adevărul. Cea mai competitivă, da. Frumos spus. Da, asta e un adevăr pe care ne confruntăm. Eu poate sunt foarte, foarte norocos, pentru că eu așa mă consider, că am avut șansa și susținerea și colaborările necesare ca să cumva să pot să fac o muncă din pasiunea mea. Eu sunt unul dintre puțini. Dacă vrei să fii parte din cea mai competitivă industrie din lume, eu tot așa spun, pentru că totuși avem la momentul actual, cred că datele au fost 120.000 de piese lansate pe zi pe platformele respective și atunci... În lume vorbiți? Da. În lume. Da, 100, repetăm, 120.000 de piese lansate pe zi. Și crește exponențial. Pe Mapamond și crește. Da, acum cu inteligența artificială. Artificială. Vine și aici inteligența artificială. Este deja. Da? Da. Și vrea domnul roboțel să te ajute să faci o melodie? Da. Domnul roboțel mă ajută și pe mine din când în când. Nu e o problemă. Problema principală când o să apară artiștii virtuali și este inevitabil. Adică pentru că
Așa am zis la fiecare cumva tranziție de tehnologie. Egal că a fost că am trecut la CD-uri care toți scepticii ziceau că nu e același chestie ca pick-up-ul, că se strică calitatea. Da. Sau când am trecut la instrumentele digitale, analog, sintetizator, nu se poate compara. Dar cumva tot s-a dus mai departe industria. Deci de fiecare dată cumva s-a adaptat și cu generațiile noi ei nu judecă. Dacă le place ce ascultă, nu o să zic că nu o să le pese, cred că dacă e un om sau e un roboțel care cântă. Trist, da, adevărat. Nu știu dacă e... Da. Păi, totuși, locul în muzică, în artă, locul omului e, se pare că este de preferat. Omul are o structură emoțională foarte complexă, pe când acel, eu știu, să-i spunem, ligheală care intervine, e totuși fără această capacitate emoțională multiplă și diversă pe care o are omul. Da. Dar exact cum spuneți, dacă generația nouă ascultă și spune, da, îmi place, și ce dacă e... Asta... inteligența artificială sau om. Asta depinde și de ei. Eu încerc... Dar se va impune, exact cum spuneți. Se va impune și pentru că o să fie cerință și pentru că este un șor de realizat. Dar cine ar putea lansa pe piață? Specialiștii în tehnică? Nu? Pe deja casele... Chiar muzicienii? Da, probabil. Și e ok. Nu știu ce să zic. Eu nu pot să-mi dau părerea că nu suntem încă acolo. Da. Dar se prefigurează ca idee. Iar, repet, depinde de ei, depinde de public. Și depinde și de propriu, că tot zicem despre tineri că vai ce ascultă și nu știu ce. Și probabil și ei o să fie consumatorii principali. Dar eu totdeauna zic că depinde iarăși de propriul lor nihilism, dacă putem să zicem așa. Că noi zicem, că și eu sunt de acord cu dumneavoastră, da, elementul ăla uman se pierde, dar dacă ei oricum și-au pierdut speranța în elementul uman de la generațiile care au trecut, o să le pese, o să se uite spre un calculator și o să zică, ăsta știe mai bine oricum decât un om, că omul nu a făcut prea mult. Aia, e o chestie și de nihilism, de așa o gândire postmodernistă, unde ne pierdem speranța în tot. Da. Să revenim totuși la actualitate. Da, a zis 120.000 de piese, cel puțin, pe Mapamond, toate astea dau năvală în lumea largă, nu numai a muzicienilor, ci a publicului în general, și totul crește. Da. Deci în acest amalgam e foarte greu să răzbați. Ca artist particular, particular în sensul ca notă personală. Trebuie să te, cum zic la foarte mulți, trebuie să te vinzi ca tine ca artist și nu piesele în sine. Aia zic. Aha. Lumea trebuie să se îndrăgostească de tine ca artist. Nu, poate asta e o mică schimbare, dar tot timpul a fost, pentru tot timpul am avut idoli. Care, totdeauna, da, sigur. Dar acum, probabil, ca artist trebuie să gândești mult mai mult în sensul ăsta decât vreodată. Înainte, în timp, da, într-adevăr, toată lumea căuta, hai să facem, să ne punem, să facem un hit. Asta e tot timpul scopul, să facem un hit, o piesă, să bubuie, să ajungă la radio și să ajungă pe locul 1 și să facem bani și să avem succes. Și da, poate într-adevăr se putea într-un fel sau altul, pentru că nu aveai accesul direct cu un public. Trebuia să treacă piesa aia prin niște instanțe. Existau niște instituții, niște case de discuri. Nu puteai doar să pui o piesă online și să ai 1 milion de ascultători. Acum cumva s-a întors un pic chestia asta pe dos, pentru că nu mai au casele de discuri mari și distribuitorii mari puterea, nu mai au monopolul pe distribuție. Dar în același, ceea ce este pentru democratizarea în sine, democratizarea muzicii și industriei, este un element foarte, foarte bun. Pe de altă parte, cum zicem, cu alea 120.000, zgomotul, ca așa îi zicem noi, zgomotul e foarte mare, the noise, adică peste tot, e foarte mult conținut, nu mai știi care să alegi, nu mai știi ce să asculti, e prea mult ca să poți să încep să consum un artist și
să încep să-l urmărești, să... Și se vezi evoluția. Da, și, da, da. Și atunci de aia se consumă foarte, foarte multe piese, singles, și se consumă piese, mai multe piese de mai mulți artiști. Și niciodată nu ajungi cumva să-ți placă un artist anume. Și au apărut aceste facilități, că le putem numi facilități, nu? Da. Prin mijloacele acestea electronice toate. Da. Da. Începând de la Facebook și TikTok și YouTube și așa mai departe. Da. Care accentuează concurența și da. Imposibilitatea de a te defini tu ca interpret și ca artist prea ușor. E greu să te mai definești. Da, da. Exact cum spuneți, că mergeți pe partea asta de definire. Face cât de cât imposibil să te prezinți prin propriile piese. Asta e tot timpul. Aproape foarte imposibil, da. Da, asta e, probabil e foarte, foarte dureros, că foarte mulți oamenii care lucrez când le spun asta, muzica trebuie să fie bună, pentru că la aia se ajunge în ultimul, dar oamenii ajung la muzica ta prin tine. Oamenii vor să te cunoască pe tine înainte să-ți asculte muzica. Înainte era invers. Înainte oamenii cunoșteau muzica prima dată și după aceea artistul. Artistul în sine. Foarte interesantă această mutație. Da. E o mutație de... Da, este drastică. Este în poluri complet opuse, fix acum. Și nu, poate, cum zic, tot timpul noi... Și totuși nimeni nu renunță. Păi pentru că nu știm exact, totuși este o perioadă de tranziție, încă nu știm exact unde... Unde se va ajunge. Unde se va ajunge. Totul în timpul ăsta, nu doar în artă. Cred că totul este o perioadă de tranziție. Dar și nu știm important unde... este că din muzică, în Timișoara, în România, la această oră, se poate trăi. Da. Asta tot timpul zic. Cu toate, asta e bine. Cu toate apocalipsele astea pe care... Da, într-adevăr. Este posibil și încurajez pe oricine să încerce, în primul rând, și să găsească oameni buni cu care să lucreze și să scoată muzică faină și să se promoveze bine. Și să promoveze, bine, da, asta e foarte important. Și să cânte live, asta e tot timpul mai zic. Că... Noi vom vedea niște imagini pe care ne le-ați adus, da? Dar înainte de a toate, așa, da, dintr-o curiozitate, v-aș întreba cum ați defini muzica pentru viață, în afară de faptul că recunoaștem, e o parte a vieții. Da. Poate chiar viața e o structură muzicală, da, cu diverse tonalități, dar dumneavoastră, cu un auz perfect, cu puterea de a compune noi și noi armonii, da, noi și noi melodii, de a le interpreta, cum ați defini muzica? Cred că este manifestarea subconștientului colectiv, să zicem. Subconștientului. Colectiv. Pentru că manifestarea subconștientului individual este practic visele, dacă ne luăm după psihologia, psihoanaliză. Dar cred că pe plan colectiv, acolo se manifestă arta, pentru că asta e frumusețea muzicii în sine. Pentru că eu nu simt că muzica este a mea. Eu simt doar că dacă îmi vine o inspirație, simt că canalizez ceva ce poate a existat tot timpul. Este orice, dacă mie îmi iasă o piesă foarte bine sau dacă ascult o piesă care îmi place foarte, foarte mult, simt că piesa aia tot timpul a existat și trebuia să se facă. Și așa cred că trebuie... A răsărit de undeva. Da, și trebuia să existe și acum poate o veni prin mine sau poate o veni prin altcineva sau poate o veni printr-o colaborare. Aia e definiția pentru mine în muzică. E de reținut. Este ceva din structura subconștientă, da, a umanității, da, a universului, a vieții, da, în fond. Și pentru această mărturie vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Și pentru celelalte mărturii pe care ne le-ați adus, ne-ați dat senzația că poate să fie armonie în propria noastră relaționare cu ceilalți, da, în relaționarea cu noi înșine, dacă știm să prețuim sonoritatea care face bine și care ne poate face bine, da, în această conjunctură plină de întâmplări diverse, dar când n-a fost și nevul mediu, erau foarte multe
temeri, frici, da. Violențe, nu? Da. Așa că muzica poate fi un plus de armonie interioară și, de ce nu, între noi. Da, corect. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vă doresc, desigur, mult succes. Mulțumim și pentru imaginele care vor urma. Da. Eu sunt de părere că ați pornit pe un drum plin de întâmplări plăcute, de împliniri pe care vi le doresc și vă așteptăm data viitoare cu alte mărturii. Bine, sigur, mulțumesc. Stimați telespectatori, încheiem aici această ediție. Sunt Veronica Balaj. Mulțumesc pentru atenție și, desigur, ne revedem duminica viitoare la aceeași oră.
prima dată când îți faci vocea auzită în lume? Vezi lumea apocaliptică pe care o știai tu? Toate dronele pe care le urmăreai și te urmăreau, le vezi survolând? Este viața pe care mi-o doresc, de fapt. Majoritatea oamenilor sunt bolnavi, prizonieri de război, mințiți, agresați la tot pasul. Și moartea e doar o alegere. Dar acolo mă simt liber și puternic, pentru că acolo am un scop. Sunt imună, ca și tine. Cum crezi că am reușit să supraviețuiesc atâta timp? Și de când am întâlnit-o pe ea, scopul meu este tot mai clar. Unde este Zoe? Cine-i Zoe? Ai avut un atac cerebral. Partea stângă a corpului tău nu prea funcționează cum trebuie. Ia, încearcă să-ți miști mâna sau piciorul. Trebuie să mă întorc la Zoe. Doar acolo pot fi fericit. 100% ai văzut-o pe Zoe undeva. Poate că tu nu ți-ai dat seama, dar chipul ei ți-a rămas în subconștient. Zoe există cu adevărat, nu este produsul imaginației mele. Zoe este reală. Revină-ți odată, mă, copile, revină! Te rog frumos să nu te baci! Da, sunt bolnav! Se experimentează pe mine tot felul de scheme de tratamente care eu nu cred! Hai. Lăsați-mă în pace! Hai că e spre binele tău! Lăsați-mă în pace, nu mai vreau! E spre binele tău! Lăsați-mă în pace! Mai povestește-mă un pic despre cealaltă viață. Și da, Zoe există, doar că tu nu crezi în ea. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.